viața n-o poți cumpăra nici cu aur sau palate, nici cu bani sau diamante, măi, măi. Elena Ploieșteanu nu poate trece prea ușor peste moartea soțului său, mai ales că s-ar fi petrecut o serie de nereguli. Femeia acuză cadrele medicale că ar fi primit bani, dar nu l-ar fi tratat așa cum trebuie pe celebrul lăutar. Fica mea dădea de fiecare dată pachetul și câteva sute de lei infirmierelor să-l îngrijească, iar ele au început să țipe la el. Vă spun, când l-am văzut cu oxigenul la gură, a plecat să-și caute pastilele, nimeni nu l-a ajutat, iar infirmiera a început să țipe. De altfel, tot soția artistului spune că medicii au fost de acord ca Nelu Ploieșteanu să meargă acasă. Se simțea mai bine și nu ar fi avut nevoie de supraveghere medicală. Lucrurile aveau să se agraveze însă într-un timp foarte scurt. I-au făcut investigațiile, i-au dat pastile, am venit acasă, a fost ceva mai bine și vineri i-am spus să meargă la medic, sâmbătă s-a internat. Doctorii au fost de acord ca el să meargă acasă, el a dat semnătură să plece acasă. Când ne-am întors sâmbătă, i s-a făcut tomograf. Când vezi pacienții cu plămânii inflamați, nu îi lași la oxigen puțin. Stau și plâng mereu la poartă, de-am speriat.